Da. Bună seara și am revenit cu drag la Prof. Onai, cu exerciții de matematică la algebră. Recapitulare pentru teză. Și nu uitați să dați like și share. Recapitulare. Pentru teză. Iar eu v-aș propune să revedeți toate filmele făcute la proporții, la mărim direct și invers proporțional, care sunt deja pe site. Și atunci nu faceți decât să refaceți voi tema. Este o mare greșeală, dragilor, când așteptați ca numai aici să se întâmple. Ci așa acasă trebuie muncit și aveți toate lucrurile acestea făcute. La mărim direct proporționale, da? Hai să ne amintim ce înseamnă. Deci dacă o mulțime A, B, C direct proporțional cu altă mulțime X, Y, Z, da? Înseamnă că, te rog. A pe X. Deci asta este echivalent cu traducerea A pe X. B pe Y. Egal cu B pe Y. Și egal cu C pe Z. A, simpla aranjare așa asta nu-ți dă posibilitatea să afli mărimile acelea. Da? Ci pur și simplu mai trebuie o condiție. Deci neapărat la ceea ce aveți aici, așa, la ceea ce avem aici, mai trebuie încă o condiție pusă. Și autorul vine de fiecare dată cu o condiție ajutătoare. Și acum, funcție de condiția asta pe care o aveți, deci funcție de condiția asta care vi se dă, vă veți orienta ca să puteți să... Da, Mariana, să-l spunem. Mariana, sunt într-o lecție acum, sunt în direct la Prof. Online TV. Îți povestesc de seară ce am făcut. Da? Bine, pa, pa. Dacă vreți, facem și un exemplu. Da. Facem și un exemplu concret, ca să vedem ceea ce am spus, da? Deci mă apare încă o condiție, deci, concret. 19 de la 37. 19. 4x plus 3z. 4x plus 3z plus 1 plus 4x plus 3z plus 1 supra 4y plus 3t plus v. Să calculăm asta știind că egal cu cine? Știind că x, z, u și 2 x, z, u, 2 direct proporțional direct proporțional cu y, t, v și 5. Y, t, v și 5. Și 5. Copii, haideți să înțelegem așa. De data asta autorul ne-a indicat directa proporționalitate și ne se cere să calculăm o expresie. E egal cu cine? Această expresie, da? Vreau pe Mihai. Mihai, te rog să-mi traduci ce înseamnă directă proporționalitate. Păi, de constă e ca frază sau de păi, traduc faptul că da. Este echivalent. De... A, păi X pe Y. X supra Y, da? Așa este adic. Uh-huh. X supra Y este egal cu... Este egal cu Z pe T. Z supra T egal cu... Care egal cu U pe V. U supra V. Care egal cu 2 pe 5. Egal cu 2 pe 5. Deci observăm că din directa proporționalitate avem și rul ăsta de rapoarte. Egalitatea asta de rapoarte. Miruna, da? Ei bine, uitându-ne aici, observăm că avem nevoie de 4x, 3z, u, 3y, 4y, 3t și v. Ce propunere? Amplificăm prima fracție cu 4, a doua cu 3 și a treia cu nimic. Deci, sesizăm noi așa că x-ul, z-ul și u, x, z-ul și u sunt așezate la numărător, că y-ul, t-ul și v-ul sunt aranjate la numitor și faptul că avem aici 4x, 4y, ne este sugerat că putem să o transformăm pe x pe y într-o echivalentă 4x pe 4y, un amplificând-o așa. Deci egal mai departe cu 4x pe 4y.
ne permite spune. Egal, și egal în șirul respectiv, că doar am modificat, am modificat cu 4. Mai departe, Andrei? Pe Z, eu amplificam cu 3. Da, o doare de-a pe diac, nu face... Amplificăm cu 3 și aici vine 3Z. 3Z, 3T. Și egal mai departe cu UPV. Nu avem ce face, UPV. Egal cu UPV. În clipa asta, Adi, ce ai de gând să faci uitându-le la valoarea expresiei? Să le înlocuim acolo unde scrie 4x plus 3z plus 1. Ce urmărești? La urmărător, ce sugerează ții când vezi 4x plus 3z plus 1? Să înlocuim. Pe cine cu cine? Văzând 4x plus 3z plus 1 și de sub 4y plus 3v plus 3t plus v. Miruna? Sunt desfavorabil. Sigur că da. Într-un șir de rapoarte, suma numărătorilor egal pe suma numitorilor egal pe fiecare de rapoarte. Deci, este deodată sugerată chestia asta. Deci, numai tu ai zis într-un fel să scoți pe 4x din relația asta. Puteai să te duci așa, dar era mult mai greu. Muncești, cum să spunem, e un efort foarte mare, fără să ai rezultatul rapid. Egal acum cu cine? Cu 4x plus 3z plus 1, totul supra 4y plus 3t plus v, asta nouă fracție, egal cu fiecare din rapoarte, egal cu 2 pe 5. Termatic ești. Păi da, copii, dar asta deodată e greșit, ți-o merge dacă te prinzi. Și altfel, Adi, ar fi fost chiar... Da, Gabriel. Salut. Domnul Gabriel, mă iertați, sunt într-o lecție, acum așa... N-aveți o lucru, că s-a picat o baterie. Gata, mulțumesc frumos, m-ați ajutat acum. Mulțumesc mult de tot, gata acum. Mi-ai făcut un bine. Bine. Tatăl Lorana. Bine. Tatăl Lorana. Baterie, nu? Da, că baterie, știu, zice, nu aud. Te puneți una nouă. Că știu că a lui din Marina sat cu... Da. Da. Mi-a zis și ea. Ce? Domn profesor? Da. Cunoașteți pe Radu Gabriela? Da. Și era tatăl lui? Cunosc foarte bine că sunt de la mănăstire. Da. Este la noi, de la colegul nostru. Da? Adică Radu, ce ai... Păi da, a fost în același sat, domnule. Mi-a zis eu. Pe tine. Salut, eu. L-ați înțeles că ăsta copii? Da. Super. Mai facem la direct proporțional, domnule. Trebuie să mai facem unul, două și... Și mai cred că scurtă și cu direct. Da, să mai facem la direct, Andrei. Da. Sper că acum se aude. Da. Deci 22 de la pagina 30. Da, eu insist pe la vechișul ăsta pentru că este important să înțelegi. Vedeți, am tot insistat. X pe Y, Z pe T, U pe V. Da? Faptul că sunt direct proporționale înseamnă că ăsta pe ăsta, ăsta în ordinea aceasta, nu? Sărim tu pe primul cu al doilea. Sau cu al treilea, nu? Uh-huh. Deci așa trebuie să luați în ordinea asta. Și am tradus. Dar oricare din fracțiile acestea rămâne nemișcată valoric, rămâne aceeași valoare dacă mulțești cu aceeași numă și sus și jos. Și în urmă a venit, mulțesc cu 4. De ce? 4x pe 4y. Pe urmă, de ce cu 3? Fiindcă a avut așa. I-a avut în perspectivă ideea să le adune. Miruna, spune. Deci, tu ai fost frământată de construcția asta, pentru că aveai în plan să faci următoarea mișcare. Suma numărătorilor pe suma numitorilor egal cu fiecare din rapoarte. Și nu te-ai dus egal cu UPV. Nu te-ai dus egal cu ZPT, ci cu 2 pe 5. Cu 2 pe 5 ca să ai răspunsul pe loc. Adică, într-o altă variantă,
tu propuneai 4x pe 4y, dar noi aveam mai x pe y, nu? Și am amplificat cu 4. Da, da, inițiativa a fost a ei, având în plan ideea de a le aduna. Așa, tu dacă te oprești fără, până aici, să știi că puteam să scot pe x funcții de y, pe z funcții de t, pe u funcții de v, și în final, înlocuindu-le acolo, dădeam mult de lucru, era practic de aranjat, trebuia să reduc, să simplifice, ăștia greoi. Între tine și ea, inițiativa ei o făcea rapid spre rezultat. Tu munceți, le-am chinuit pe acolo, le-am amețit, nu mi-a ieșit și iată, doar 2 pe 5 valoarea. Terminat, mergem mai departe. 22 de la pagina 37. Aflați numerele X, Y și Z care verifică relația. X, Y și Z. Cine sunt X, Y, Z? Da, care verifică relația. X supra 3. X supra 3. Este egal cu Y supra 4. Așa. Este egal cu 6 supra Z. 6 supra Z. Atâta, nu? Atât. Deci să aflăm pe X, Y, Z, de unde, din ce mulțime? Aflați numerele naturale. Asta e. Vedeți? X, Y, Z, naturale, care aparțin lui N. Deci aflăți pe X, Y și Z naturale, care verifică relația asta. Să vedem inițiative. Miruna, la ce te gândești? Adi, a vină tu cu idee. Pentru început, vreau pe Adi. Să luăm x pe 3 egal cu y pe 4 și zicem că 4x egal cu 3y. Da, da, deci folosim așa să prima egalitate și înseamnă 4x egal cu 3y și... Și 6 supra 0 rămâne. O las, nu mai poți folosi și pe ea? Ca 6 z. Să să notăm cu K. Da, eu sunt notăm. Să vedem, Miruna, ce idee ai tu? Să notăm cu K. Ce, valoarea raportului? Da, ca să vedem. Egal cu K. Și ce ai de gând să faci aici? X egal cu 3K, Y egal cu 4K și 6 egal cu Y2K. Și să aflăm care sunt... Da, să aflăm care sunt numerele naturale. Da. Deci, zice egal cu K, merg pe mâna voastră, eu nu, nu dau înapoi. Deci, tu spui egal cu K fiecare, din care spui, dacă X pe 3 egal cu K, atunci înseamnă că X egal cu 3K, da? Da. De acord. Dacă Y pe 4 egal cu K, atunci înseamnă că Y egal cu 4K. Și dacă Z, 6 pe Z egal cu K, înseamnă de aici ce? Că Z egal cu 6 K. Dacă facem Z ori K egal cu 6, da. Z, K, Z ori K egal cu 6. Și? Deci cum continuăm, Miruna? Ajută-mă. Și Z, Z ori K egal, egal cu 6. Și Z egal cu 3. De ce Z egal, Z egal cu 3? K. 6 supra K. Da, Z egal cu 6 supra K pe care, iată, K-ul nu știu. Nu putem să aducem la aceeași numită? Da, și... ar fi 12, dacă nu știu. 12 numai la primele două. Ai, am zis și la ultima, tot... Dar aici e Z, nu știu, n-am ce să spun acolo. Poate nu abandonăm repede o idee, poate aici, Miruna, poți tu să muști ceva. Produsul a două numere întregi, că Z-ul e natural, ca tot natural trebuie să fie, da, acolo. Produsul a două numere naturale se facă 6. Cât ori cât se facă 6 la mulțire? 1 ori 6. Da. De Z egal cu 1, K egal cu 6, da. Un caz, 1, al doilea caz, altă variantă. Z egal cu 2 și K egal cu 3. Z egal cu 2 și K egal cu 3. Da. Z egal cu 3 și K cu 2. Deci, altă variantă, Z egal cu 3, cu 3 K egal cu 2. Z egal cu 6 și K cu 1.
z egal cu 6 și k egal cu 1. Și acum mergem și verificăm și la celălalt, în care și mergem cu echipajul ăsta. Mai întâi z egal cu 1, k egal cu 6, da? Deci cazul întâi. Z egal cu 1, k egal 6, și la care adăugăm x-ul, cât va fi? X-ul. X-ul e 3k. X-ul va fi 18. 18. X-ul este 3 ori k, adică. Uh-huh. Da? 3 ori 6, 18. Și y, y este 24. 4k. Uh-huh. 4 ori 6, 24. Asta ar fi o soluție, o altă soluție, soluția întâi. A doua. Soluția a doua, cine zice? Cine vorbește? Z egal cu 2. Adi, hai, repede. Eu. X egal cu 2. Z egal cu 2. Da. Z egal cu 2 și K egal cu 3. K egal cu 3. X egal cu 9. X egal cu 9. X egal cu 12. Și Y egal cu 12. A treia soluție. X egal cu 6. Egal. Cine vorbește? Z egal cu 3. Z egal cu 3. K egal cu 2. Și X-ul și Y. X egal cu 6 și Y egal cu 8. X egal cu 6, Y egal cu 8. Și? Mihai? Mihai, te rog. 3 și 8. La patra suntem. 6 și 1. 6 și 1 aici de dână. Zi, Mihai. Z egal cu 6. 6 și K egal cu 1. Da. Rezultă că X egal cu... X egal cu... 3. Hai, 3 ori 1, 3? 3 K. 3, 3 ori 1, 3. 3 ori 1, 3. Nu? 3 ori K, mă, și 4 ori K. Și cu K-ul ăla, nu ai fost atent până acum. Ei, ești ce tu? Păi da, mă, de ce nu oprești cu asta? Spune, nu, mi-e clar. Iau aici, că mă pierd o minună. Atenție, uite, încă o dată. Hai să vedem, la primul caz a fost clar? Da. Z-ul e 1 și K-ul e 6. Z-ul e 1, K-ul e 6. X-ul este 3 ori 6. 3 ori 6 și Y-ul e 4 ori 6. Da. Vezi că e 3K și cu 4K pentru K-ul din cazul acela la care ne-am oprit. Da? La cazul 2. Cazul 2 cât este Z-ul? 2 și K-ul e 3. Și cu K-ul ăsta îl înlocuim aici. 3 ori 3, 9, 3 ori 4, 12. Pentru, pentru cazul 3. Z-ul este 3 și K-ul e 2. Dacă acest caz devine 2 ori 3, 6, 4 ori 2, 8. Și iată, în final, Z egal 6, K-ul este 1, X-ul este 3 ori 1, 3 și Y este 4. Da? Și terminat exercițiul. Asta era? Asta este. Toate variantele. Deci am tradus, Adi. Fiecare din variantele acestea, 4, le-am extins adăugând și X-ul și Y-ul cu corespunzător, având K-ul, de fapt, găsit. Hai să vedem care a fost ideea. Că era cât pe ce să abandonăm Miruna. Nu? Deci, tu te-ai dus pe varianta egală, șirul de la 4 cu K, dar n-ai prins miezul aici. Z ori K egal cu 6. Ei, aici s-o afla secretul X-ului. Cât ori? Cât se facă 6 în mulțimea numeraturale? Și toate variantele. 1 ori 6, 6 ori 1. 2 ori 3, 3 ori 2. Corect. Este important să le împlăm pe 4, toate 4, când se schimbă K-ul. Altă valoare al Z, alt X și alt Y. Deci trebuia găsite cele 4 situații. Da? Și de aici exercițiul este finalizat. O altă idee, altceva în afară de ideea... Dacă puteam păi să facem suma numitorele pe suma... Dacă ar fi avut, Adi, vreo relație care să-ți indice suma numărătorului pe suma numitorului, aș fi foarte de acord cu tine. Dar tu n-ai o altă relație care să te sprijini. Să-ți indice pe aceasta. Nu facem lucruri inutile. Facem numai pe cele care sunt în folosul tău. Am și întrebat eu mai devreme. Am întrebat să aflu pe X, Y și Z de aici, fără o altă condiție. Și mi-a zis... Natural. Așa, atât. Doar natural. Natural. Mi-a trebuit asta. Sigur. X, Y, Z, naturale. Și atunci m-am întors și m-am privit cu multă atenție și a fost o primă inițiativă să fac așa prosul metrilor cu prosul extremurilor aici, Adi, nu? 4 da. Egal cu 3 Y. Dar te-ai oprit aici. Dacă tu mai făceai un pas și îmi spuneai că folosești și ultima
sau prima și ultima, n-avea importanță. Da. Să zicem, păstea două și spuneai, fac același lucru, Y-Z aș fi continuat cu YZ, YZ, egal cu 24. Deci, în clipa în care le aveam păstea două, încercam acum să fac câțiva pași în direcția găsirii păi ce două numere mulțite naturale îți fac 24. Corect. Nu-i mai simplu. Dar trebuie să le găsim pe toate numerele care mulțite îți fac 24. 1 și 24. Deci, da, 2 și 12. Deci toate variante, da? Fost, da? Y egal cu 1, Z egal cu 24, apoi Y egal cu 2. 2 egal cu 12, Z egal cu 12, apoi, Y egal cu 3, Z egal cu 8, cu 4, și toate, pe toate. Erau mai mult. Adică erau... Păi acum intru un pic în contradicție cu ce am obținut, că se pare că aici am obținut mai 4, dincolo văd că am mai multe și asta mă pune într-un moment de panică, mă conduce într-o situație asta în care spun, cumva am pierdut niște variante aici. Vreau să cred. Y24 l-avem și noi. Avem Y1, Z24? Y-ul avem 24. Y-ul avem 24. Hai să le continuăm pe toate. Să le vedem de aici, să vedem dacă am scăpat și de ce am scăpat. 4. 4. Y-ul egal cu 3, Z egal cu 8. Deci, am făcut 1, 2, 3. 1, YZ, 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 altceva. Y egal cu 4. Așa. Z egal cu 6. Așa. Y. Y este egal cu 6. Acum 6. Z egal cu 4. Z egal cu 4. Așa. Y este egal cu 8. 12. A, și cu 8. Da, Y egal cu 8. Și Z este egal cu 3. Z egal cu 3 și... Y este egal cu 12. Y egal cu 12. Și Z este egal cu 12. Cum 12? 2. 2. Și Y egal cu, y egal cu 24 și Z egal cu 1. Deci câte situații avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 situații. Mai am găsit 4. La jumătate. Ceva nu e în regulă. Acum, cât privește găsirea lui X și a lui... poate X-ul nu mai este natural, aici este povestea. Hai să mergem cu Y cu 1, da? Dacă X egal cu 3. Pentru X egal cu... Nu, pentru Y egal cu 1, pentru Y egal cu 1, rezultă 4X egal cu 3, adică X egal cu 3 pe 4, care nu este numai natural. Corect. Și asta pică. Corect. Varianta asta. Ei, și cred că așa pică jumătate și din ele. Probabil că pică jumătate din ele și de aceea se face selecție. Altfel spus, pe varianta lui Miruna am ajuns mai sigur. Mai repede. Mai sigur, mai clar, mai repede. Pe varianta la care am vrut eu să o agăs, mergând pe culoarul tău, Adi, munceam mai mult, găseam mai multe, dar trebuia să mă întorc, că odată găsind ăsta, Y și Z-ul, trebuia să mă interesești de X, că mi-e întrebi tripletul, adică X, Y și Z. Și tot natural. Și tot natural. Și atunci pica una din variante, așa cum a picat asta de aici, pică probabil și o parte din celălalt de acolo. Uitați, când Y-ul este 2, 2 ori 3, 6, vine 4x egal cu 6, x egal cu 6 pe 4, 6 pe 4 adică 3 pe 2. Și asta adică. Pica. Da. De aceea, Y2 n-am găsit noi pe acolo. Corect. Da? Deci, în felul ăsta, se elimină o parte din Corect. Cazuri. Ce vreau să spun? Că dacă pe culoarul tău ai fi mers, tu te-ai fi oprit aici de foarte scurt și cu asta. Te uita la el așa. Dar nu aveai voie să mai ieși egalitatea asta sau asta. Una din ele. Și de aici cum mai continui. Nu vă opriți la o simplă chestie și cu asta basta. Păi ai avut egalitate. Și tu trebuie să folosești dupla egalitate. Și egalitatea asta trebuie folosită ca să duci mai departe. Da? În concluzie, îndrăsnim, nu cu o simplă idee și oprim negheșițul, abandonăm foarte de timpuriu. Ci urmărim, s-ar putea ideea să fie interesantă, dar trebuie încă săpat. Nu ne oprim la... prima tentativă și la... Hai să facem da, și invers proporțional. Și uitați-vă toate ieșițele care le-am făcut. Dragilor, aveți voi toate ieșițele făcute și vă uitați la toate ieșițele acolo. Dar dumneavoastră ați mai postat lecțiile făcute? Da, m-am uitat.
Care le-am făcut cu voi? Da. Păi sunt toate astea. Astea cu minus le-am postat azi dimineață și sunt acum. În lucru le veți găsi cu numele între ei, da? 13 de la pagina 41, copii. Aveți ghișițele cele foarte multe cu Nicoleta de anul trecut. Foarte multe lecții acolo. Tot clasa a 6-a. Da. Trebuie munciți și de voi individual. Așa cum ați auzit, munceți copiii care nu stau în priză cu mine, puteți face și voi. Ziceți. 13 la 41. Împărțiți numărul 420. Pe 420. Împărți invers proporționale cu 2, 5 și 6. 2, 5 și 6. Adică să-l împărțim în A, B, C, în A, B, C, care să fie invers proporționale cu mulțimea aceasta. Invers proporționale cu asta. Adică te rog să-mi spui. Mai multe. 2 A sau 2 sau A supra 1 pe 2. 2A deodată, da? Deci 2A. 2A egal cu 5B. Așa. Egal cu 6C. 6C. Și încă faptul că iau ăsta 6C. Împărțit, 6C, da. Și faptul că e împărțit ăsta, ce ascunde autorul? ABC sunt părți al lui 420, adică? Adică A egal cu... părțim. A împărțit la B, împărțit la C? Nu, 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 nu. Nu. Faptul că sunt părți al lui 420. Adică 2A egal cu 420. De ce 2A? A plus B plus C. A plus B plus C, măi, fac. Părțile adunate fac 420. Asta e condiția ascunsă a autorului. Deci autorul ascunde. Împărțiți numărul ăsta în părți invers proporționale. Adică, atenție, A plus B plus C, în loc să ne anunțe că condiția pe care o îndeplinesc este asta, că A plus B plus C egal cu 420, el spune, împărțiți suma asta în părți invers proporționale. În final, te lasă pe tine să te gândești la A plus B plus C egal cu 420, condiția asta. Corect. Și Adi, cum continui tu aici? 2A este egal cu 420, A este egal cu 420. Poți să fie 2A egal cu 420? Nu! Înlocuim acum, este 2A plus 5B plus 6C egal cu 420. Cum să fie așa? Numai A plus B plus C egal cu 420. Adi, aranjează altfel ca să fie A plus B plus C. Ai vrut tu când ai spus cofin. A pe 1 plus B pe 1 plus C pe 1. Simplifica. A supra 1 supra 2. Asta e. Deci mai convenabil este să o dai sub forma A supra 1 pe 2. A supra 1. Egal cu? Egal cu B supra 1 pe 5. Da. Egal cu C supra 1 pe 6. Deci, și acum locuiem. Acum ce mergem? Spune mai departe, egal cu cine A plus B plus C. Asta e altă treabă. De ce îl aduni Adi? Pentru că așa este relația. Că așa ne dă. Egal cu A plus B plus C. A plus B plus C. Supra. 2 1 pe 2. A, 1 pe 2 plus 1 pe 5 plus 1 pe 6 și egal cu 420. 420. Supra 30 acolo numitorul. 30 numitorul. Da. O amplificăm pe prima cu 15. Deci pun numitorul 30, adică. Și da. Vine 15 plus... 15 plus 6. Ori 2. Nu. 6. 6. Plus 5, nu? Da. 26 pe 3. Și egal cu 420 supra? Sau 42 supra 26 pe 3. 420, Adi, și aici... 426 supra 26. 26 pe 30. 26 pe 30. Dar vreau să continui. Egal cu 420, nu. Ori 30, 30 ajunge sus. 3, da, 420 ori 30. Egal cu 420 ori 30. Supra 30. Supra 26. 26, așa. Păi se poate simplifica. Pentru un 3 am să-mi simplific. Da. Și aici vine 26 nu merge, nu? Nu, greșit. Prin 2. Prin 2. Da. Da, da. 13. 13 și 15. Corect. Și acum mulțim pe 420 cu 15.
cât fac? 6300. 6300 supra 13. Nu sunt parte exact. Și atunci zicem A supra 1 pe 2. A. Supra 1 sau 2A. Da. 2A egal cu... 2A egal cu 630. 6300. Da, supra 13. Și deci rezultă că A este egal cu... A egal cu... Cu 6300. Deci rezultă că A egal cu 6300. Supra 26. Nu? Că 13 ori 2. 26. Putem să împărțim printr-un doar în 2. Și acolo este 2... 3150. Supra 13. 3150 supra 13. Acum 5B. 5B este egal cu 6300 pe 13. Deci rezultă că B egal cu 6300 pe 65. 5 ori 13, da? 5 ori 3, 15, da, 35. Și 5 cu 3, cu 6300 simplificăm. Prin 5. Prin 5. 5 în 6 odată, 5 în... 1260. 1260, da? Da, pe 13. 1260 supra 13. E bine așa? Era. 6, ce? Da. 1260 supra 13. Supra 13. Și ce este egal cu 6300? 6300 supra 6 ori 13. 6 ori 13, da? Da. Și se simplifică printr-un... Cred că merge prin 6. Da, da. 6 în 6 odată. 6 în 3... 1050. 1050 supra 13. Și atâta rămâne. Așa rămâne. Acum, ca să ne convingem că este o treabă bună, hai să le adunăm și dăm 20. Corect. Să nu fie greșit la calcul, să zicem. 3150 supra 13. Supra 13 plus 260 supra 13 plus 1050 pe 13. Și egal cu 0. Unde? Da, 5 cu 6, 11, 10, 16, 2, 4460 pe 13, sunt parte exact, cred că trebuie să împarte. Da, da, exact. 420. 420. Da, am intrat corect. Deci, care a fost esențialul aici? Care a fost esențialul? Am scris mărimile și este invers proporționale și acolo A plus B plus C egal cu 420. Esențial a fost acolo. Da, și trebuia să zicem în cazul supra 1 pe 2. Și ne-am întors. Deci a dus două momente importante. Da. Faptul că sunt părți ale lui înseamnă că suma părților respective este 420. Și scrierea asta de forma, sub forma 2A egal cu 5B egal nu ne convine. Nu ne convine pentru că nu ne e la îndemână să adunăm aici, A plus B plus C. Da, și era... Dacă totuși v-ați dus pe culoarul ăsta și avem că A plus B plus C egal cu 420, atunci scrieți aici egal cu K. Valoarea K. Și de aici 2A egal cu K, de unde A egal cu K pe 2, B egal cu K pe 5 și C egal cu K pe 6, C egal cu K pe 6, știindu-le pe A, B și C, le înlocuim aici și suma lor, este egal cu 420 și tot ies din încurcătură. Deci dacă nu vreau cu floricele a fost chestia asta, să scriu A supra 1 pe 2 egal cu B supra 1 pe 2 egal cu C supra 1 pe 2, după ce am scris A plus B plus C, mi-este telefonat aranjarea asta. Dar dacă nu-mi vine în minte să aranjez, atunci egal cu K. Și după aia înlocuim... Și îl scoți pe A, B și C, le înlocuiești aici și îl găsești pe K. Odată K-ul găsești, te întorci și... Era mai simplu. Aici a fost chestia de floricele, să zic așa. Frumusețea ieșițului constă în aceea că aranjez altfel pe 2A, A supra 1 pe 2 sau... Nu? Pentru că ți-e să ții de folos
când se spui suma numărătorilor pe suma numitorilor. Așadar, și acesta a fost făcut. Miruna, unde te-a impresionat Ighișciu? La AP1-2. Acolo n-ai fi făcut așa. Da. Dar oare te-ai fi gândit să continui și galbunca? Da, dar dacă îmi studeam mai mult, mă gândeam să pun AP1-2. Mi-am inteam din ce am făcut și până. Și nu cred că a fost momentul de început aici, când a pus B+C egal cu... Da. Acolo, dacă nu n-ai sesizat chestia asta, nu poți continua ieșiți. Toate ești blocat. Părți ale lui. Și trebuia să se gândească că A, B și C invert proporția cu 2, 5 și 6. Nu zice autorul mână în gură. Trebuia să se gândească ei la asta. Păi, autorul zice împărțiți 420 în invers proporțional. Păi împărțiți ăsta. Adică el nu lasă, cum să spun, direct să se înțeleagă că sunt părțile lui 420. Tu trebuie să... Pe ăsta să-l împarți în, deci este să împărți al 420. Deci suma lor, a părților respectiv, e 420. 3, A, B, C, X, Y, Z, putea să puneți orice. N-are importanță. Da. Cum anume, important este că suma asta, A, B, C sau X plus Y plus Z, trebuie să fie 420. Mai facem unul? Da, facem vreo. Numerele A și B sunt invers proporționale cu 6 și 15. Problema? 16, de la 41. Vreau să facem primul... 45 să-l facem de algebră și până și la geometrie. Ok, deci numele A și B. Numele A și B sunt invers proporționale cu 6 și 15. A și B sunt direct invers proporționale, invers proporționale cu 6 și 15. Cât la sută din A reprezintă B? Așa. Da, repede să facem. Spunem așa. 6A egal cu 15B. 6A, echivalent aici, da. 6A egal cu 15B. Și gata. Asta este traducerea invers da. Proporțional. A egal asupra 1 pe 6 egal cu... Da, și cât la sută din are? 6A e 15B, da. Cum era? X ori la 100 egal cât la 100 din A. Cum zice asta? Cum? A ori pe supra 100. A ori pe supra 100 egal cu B, nu? Da. Dar cum a spus, cât la 100? Cât la 100 din A reprezintă B. Exact. Atâta la 100 din A egal cu B. Corect. Înlocuim acum și zicem că 6A ori B supra 100 egal cu 15B? Deci noi avem așa, 15A egal, 6A egal cu 15B, care s-ar mai traduce, mai simplificăm printr-un 3. Da, da? 2A egal cu 5B. Și atunci facem 2A ori B supra 100 egal cu 5B. Adică A supra B, da. Nu? A supra B egal cu 5 pe 2, nu? Da. Deci de aici, A supra B egal cu 5 pe 2. Deci poți să spun că A supra B egal cu 5 pe 2. De acord cu asta? Da, da. Iar de aici pot să traduc relația pe care o am eu, că A supra B egal cu cât? A supra B egal cu 100... 100 supra P. Corect. Da. Sau B pe A, poftim B pe A. Da, pe B. B sau lasă A pe B, nu că am A pe B aici. Da. Ei, A pe B am și stânga și dreapta. Și acum înlocuim. 5 pe 2. Atenție, Adi. Eu de la A pe B este 5 pe 2. Eu trebuie să ajung la 100 pe ceva. Ca să găsesc pe P-ul ăsta. Cu cât se înmulțesc fracția asta ca să ajung la 100? 100 împărțit la 15. Cu 20. Deci am plătit cu 20 pe asta și egal mai departe cu 20 cu 100 supra 40. De acord? Da. Și atunci P-ul este 40. Și am zis pe P. P la 100 este... Puteam să facem 5 pe 2 egal cu 40. Dar nu puteam să facem... Și 5 pe 2 egal cu 100 pe P. Deci 5 pe 2 egal cu 100 pe P. Sigur că Adi. Că
că A pe B egal cu A pe B și acum tu spui așa, dacă A pe B egal cu 5 pe 2 și A pe B egal cu 100 supra B, egalitatea asta îți permite să spui că 5 pe 2 egal cu 100 supra P, da? Mm-hmm. 5 pe 2 egal cu 100. Și acum noi acolo îl scoatem pe P. Și 200 supra 5. Și 200 supra 5. Și tot 40. 200 supra 5 egal cu 40. Foarte bine. Intervenția ta, mi s-a părut că aici este un pic artificial a mea. Da? Și tu mi-ai spus, păi da, ce să mă mai împur capul? Că dacă A pe B e 5 pe 2 și A pe B e 100 pe P, le am egalat pe cele două și de acolo scot pe P. Da? Asta mi-ai spus. Părinte. Că nu prea am înțeles. Da, n-ai înțeles, am înțeles. Mi-a fost clar. 40, mai avem 5 minute. Da, le facem. Așa trebuie. Determinați numerele. Haideți, așa. Determinați numerele raționale pozitive. Deci, câte notare? 17. Următorul. Da, numerele raționale pozitive x, y, z, cum sunt la tare? Raționale pozitive x, y, z. X, y, z. Care sunt din Q. Q cu plus, da? Cum da, adică raționale pozitive. Raționale sunt fracții, da? Da. X, y, z să fie fracții. Deci x, y, z din Q plus, da? Q plus. Da, că sunt pozitive, da. Steluță, adică fără 0. Așa, știind că sunt invers proporționale, cu 6, 4 și 3. X, Y, Z sunt invers proporționale. Da, cu 6, 6 4 și 3. 3. Și verifică egalitatea. A, mă întrebi ceva. Deci 1 supra XY cu? 1 supra XY. Plus 1 supra YZ. 1 supra YZ. Plus 1 supra ZX. 1 supra ZX. Este egal cu 24. Egal cu 24. Dar nu te-ai ceapă. Yes, spune. 6x egal cu 4y egal cu 3z. Excelent. Asta ai tradus repede inversa proporțională. Da. Deci 6x egal cu 4y egal cu 3z. Egal cu 3z. Și acum înlocuim acolo și este y. Dar ce cu K? Înlătăm cu K? Cu K. Da. Putem. Deci egal cu K. Mirna, ai are o altă idee? Puteam să aducem la 1 pe x, y, puteam să aducem la aceeași viitor ca să avem x, y, x ori y ori z. Numitor comun este x ori y ori z. Da, este o altă idee, amplificăm acolo, vine y cu z plus t, nu știu ce, supraproductul lor egal cu 24. Relația asta s-o surprinzi altfel, vreau tu să spui. Dar să vedem dacă e o altă idee. Deci x. Egal cu K. De unde scoatem pe X? Mm-hmm. Ești de acord, Andrei? Deci 6X egal cu 4Y egal cu 3Z. Ești de acord, da? Da. Și egal cu K. Și acum să scoatem de aici pe cine? Pe 6X egal cu K. Da. Și X este egal, da? Cu 6K. Nu, cu 6K. 6... K pe 6. K pe 6, așa. Păi dacă 6X egal cu K, înseamnă că e x egal cu k pe 6. Mihai, ești în urmă mult. Nu. Urmă ești? Da. Bine. Încă o dată, Miruna, ești de acord aici ce se întâmplă? Deci, din 6 x egal cu k, x egal cu k pe 6, y egal cu... y egal cu k pe 4. Bine. Y egal cu k pe 4 și z egal cu k pe 3. Bun. Și odată x, y, z... Și înlocuim. Exact. Și apare 1 supra. 1 supra. Eu nu mai am și trebuie să mă uit. 1 supra K pe 6. Perfect. K pe 6. Ori. K pe 6. Ori care era Y cu K pe 4. Ori K pe 4. K pe 4. Plus. Plus 1 supra K pe 4. Da. K pe 4. Ori K pe 3, da, plus. K pe 3 plus 1 supra K pe 3, da. Ori K pe 6. K pe 6 egal cu? Cu 24. Echivalent cu? 20,
echivalent cu 1 supra. 1 supra. Da. Capătrat supra. Capătrat supra 24. Corect. Supra 24 plus 1 supra capătrat. Da. Capătrat supra 12. Corect. Și egal cu? Nu, mai avem plus. Plus, da, da. De. Plus 1 supra capătrat. Da. Supra 18 egal cu 24. Echivalent cu? Echivalent cu 24 pe K, pe K la pătrat. Da. 24 pe K la pătrat. Plus 12 supra K pătrat. Da, plus. Plus 18 supra K pătrat egal cu 24. Echivalent cu? Echivalent cu, ia să vedem. Aici ajumitor? Da, și ar veni 24 plus 12 plus 18 supra K pătrat egal cu 24. Adică 30, 54. Da. 54 supra K pătrat egal cu 24. Și asta să zice K pătrat cât e 24, nu? Da, aduc la aceeași jumitor. Da. 54 egal cu? 54. 24 K pătrat. K pătrat, da? Da. Împărțim totul printr-un... Da. Cât ar veni? Prin 2 sau 4? Nu, 2. Prin 4 cred că mergea. Nu, prin 2. Echivalent cu? Echivalent cu? Ia să vedem. 25. 27. Da? Da. 27. Egal cu 12 K pătrat. E bine? Da. Nu 12. Ba da, bine. 12 K pătrat. Prin 3. Printr-un 3. Și ar fi echivalent cu, ar zice că 9. 9 egal cu 4 K pătrat. 4 K pătrat. Da? 4 K pătrat. Da? Adică și de aici. Pătrat. K pătrat e 9 pe 4, nu? Corect. K pătrat da. Egal cu 9 pe 4. Și merge și... A, da, nu putem. Și 9, 9 se scrie ca 3 la a doua. Așa. 3 la a doua. 3 la a doua, asupra 2 la a doua. Care mai poate fi scris 3 pe 2? 3 pe... Totul la a doua. Nu? Că dacă și numărător și numitor, la operați cu putere în clasa da, a 5-a. Da. Și aia aveți așa. Aveți în clipa asta. K la a doua egal cu 3 pe 2 totul la a doua. Și de aici cât este K? De ce rezultă că K... 2. Nu. 3 pe 2. Așa, 3 pe 2. Așa. Exponenții sunt egale, da. Adică. Da? Atenție multe. Da. 2, 2. Capa sau... egal cu 3 pe 2. Da, egal cu 3 pe 2. Și gata, da. Gata e problema. Că dacă știi pe K, aici te întorci și alte x, y, z. Da. Gata, bine. Deci zicem, 6x egal cu... Hai să întoarcem repede. Da, 6x egal cu 3 pe 2. Egal cu 3 pe 2. Deci rezultă... x egal cu... x este egal cu 18 pe 2, care este 9. Nu e adevărat. 3 pe 12. Atenție că 6 ăsta devine la numitorul de aici. Nu 18. Atenție că tu ai mulțit 3 ori 6. Da. E o greșeală. Deci x egal cu 3 pe 2 supra 2. Și atunci vine 6 vine lângă 2 ăsta, că se împarte. Okay. Deci este egal cu 3, 3 pe 12. 3 pe 12. Simplificăm printr-o 3 și face 1 pe 4. 1 pe 4. Pe 4. Pe urmă, cealaltă variantă, 4y, care te vorbește tu. 4y egal cu 3 pe 2, deci rezultă că 4y egal cu 12 pe... Nu, atenție! 3 pe 8. 3 pe 8, atenție, deci asta vine și mulți, da? Da. Și atâta rămâne. 3 pe 8 și atâta rămâne. După aia... Mihai, după aia e Mihai. Adică 3z Mihai. 3 este egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. Și deodată Z egal cu? 3 pe 6, care poate fi simplificat. 1 pe 2, da? Da. Adică am fi împărțit prin 3 la numărător și egal cu 1 pe 2. Da. Oprim? Oprim fișierul și trecem la...